A doi turiști aflați în vacanță la Sinaia s-au oprit într-un brad. Cei doi s-au gândit să experimenteze zborul în tandem. Însă înainte de aterizare, aparatul de zbor a ajuns într-un pom la mai bine de 20 de metri înălțime față de sol. Au avut nevoie de ajutorul celor de la ISU pentru a coborâ și, din fericire, nu au fost răniți.